Să spargem barierele. Profesii pentru fete și băieți. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina Consiliere și dezvoltare personală la clasa a 7-a. Știați că în trecut în unele școli învățau doar fete, iar în altele doar băieți? De exemplu, pe teritoriul țării noastre, învățământul separat pentru fete și băieți a apărut în anul 1544, când la Brașov a fost întemeiată prima școală de fete. În unele școli, băieții și fetele învățau împreună, doar că erau așezați în bănci separate, adică fete cu fete, băieți cu băieți. Disciplinele școlare erau diferențiate pentru școlile de băieți și pentru cele de fete. Pe lângă o pregătire comună, pregătirea băieților cuprindea tehnologia, politica, matematica, iar pregătirea fetelor punea accent pe studierea limbilor străine, literatură, economie casnică, croitorie, pictură, muzică și dans. Prin urmare, școala pregătea fetele respectiv băieții în special pentru roluri tradiționale, adică cele considerate potrivite fetelor sau băieților. În trecut existau multe prejudecăți și stereotipuri, adică idei, opinii de regulă neadevărate cu privire la anumite persoane sau grupuri de persoane și în special legate de profesii potrivite fetelor și băieților. Aceste prejudecăți cu privire la fete și băieți și mai ales cu privire la profesii potrivite pentru fete sau pentru băieți s-au păstrat în societate până în zilele noastre. Fetele sunt văzute ca sensibile, drăguțe, grijulii, atente la nevoile celorlalți, de aceea sunt considerate potrivite pentru profesii tradiționale pentru fete, precum educatoare, bucătărese, medici, deși în multe cazuri fetele dovedesc curaj, forță, pot face față cu ușurință unor obstacole. Băieții sunt considerați puternici, îndrăzneți, curajoși, sunt percepuți ca potriviți în profesii tradiționale pentru băieți, de exemplu, soldați, agenți de poliție, pompieri sau altele, deși de multe ori dovedesc sensibilitate, empatie, grijă față de ceilalți și înclinații artistice. Tu ce crezi? Poate fi o femeie pompier? Sau ar putea conduce o femeie un camion ca acesta? Dar un bărbat ar putea fi educator? Sau asistent medical? Ia o coală A4 și notează cel puțin un argument pro și unul contra pentru fiecare dintre situațiile prezentate anterior. Prezintă argumentele tale colegilor. Există atât fete cât și băieți care au spart barierele, care nu s-au mulțumit cu profesii tradițional feminine sau masculine, ci au ales să facă lucrurile altfel. Un exemplu în acest sens este inginerul astronaut Christina Koch, noua vedetă a NASA, Agenția Americană de Cercetare a Spațiului. Christina a petrecut peste un an în spațiu, ceea ce a dus la stabilirea unui nou record de ședere pentru o femeie în spațiu. De asemenea, în 2019, alături de Jessica Meir, a participat la prima misiune în spațiu în echipă formată doar din femei. Gordon Ramsay este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din lume. Visul lui era să devină un fotbalist important, însă un accident la piciorul stâng i-a dărâmat visul. Atunci a decis să facă altceva, cu totul diferit. A ales să devină bucătar, deși munca în bucătărie era considerată o profesie de tradiție pentru femei. La 32 de ani și-a deschis primul restaurant, iar astăzi are în total 25 de restaurante în întreaga lume. Imaginează-ți că lucrezi la radio unde prezinți zilnic știrile. Ai obținut un interviu cu astronautul Christina Koch, care are o profesie considerată în general potrivită bărbaților, și cu celebrul bucătar Gordon Ramsay, care are o profesie considerată potrivită femeilor. Notează pe o foaie 4-5 întrebări pe care ai dori să le adresezi acestora. Întrebările ar fi bine să urmărească modul în care au luat decizia alegerii carierei. Succes la interviu! Tu ce preferi, o profesie tradițională sau una netradițională? Ce bariere crezi că ai întâmpinat dacă vei dori să alegi o profesie netradițional feminină sau masculină? Te-ai gândit deja la una anume? Dacă da, împărtășește colegilor tăi. Trebuie să știi că, indiferent dacă vei alege o profesie tradițională sau una netradițională, va fi în regulă,
Important este să nu îți fie teamă să spargi barierele. Marele filozof Confucius spunea: alege o profesie pe care o iubești și nu va trebui să muncești nici măcar o zi din viața ta. Mult succes în orice alegere vei face!